informații grave în presa americană, hackerul român Guccifer era agent rus. Hackerul Guccifer 20, care a acționat împotriva campaniei prezidențiale din 2016 a fostului secretar de stat american Hillary Clinton, ar fi lucrat de fapt pentru serviciile secrete militare ruse GRU, scrie vineri Business Insider, citând o relatare a publicației Daily Beast. Potrivit Agerpres, Guccifer 20 a negat orice legături cu Rusia, dar în ianuarie 2017, în urma examinării amprentelor digitale, comunitatea de informații a SUA a ajuns la concluzia ce atacurile cibernetice asupra Comitetului Național Democrat sublinierei asupra membrilor campaniei lui Hillary Clinton pentru prezidențiale au fost în mare măsură, dacă nu chiar în totalitate, conduse de grupuri care lucrau pentru serviciile ruse de informații. Prin urmare, experții în securitate cibernetică au stabilit ce hackerul a fost un interpus sau un agent al campaniei ruse de dezinformare. Potrivit companiei de securitate cibernetic Threat Connect, Guccifer 20 a folosit un serviciu VPN, Virtual Private Network, Elite VPN, pentru a sublinierei ascunde originea atacurilor. Însă l-a uitat odată să activeze serviciul sublinierei, astfel sublinierei a deconspirat adresa IP sublinierei locația de unde acționa. Investigatorii americani au reușit sublinierea IT apoi pe baza acestei informații să le identifice pe Guccifer 20 ca agent al GRU. Guccifer 20 a piratat cibernetic Comitetul Național Democrat, iar publicarea unor materiale astfel sustrase a adus un prejudiciu de imagine considerabil candidatei democrate la presubliniere din CIE, Hillary Clinton. Aceste relatări despre identitatea lui Guccifer 20 survin în contextul investigațiilor din SUA cu privire la o presupus interferență rusească în alegerile prezidențiale din SUA. Democrații susțin ipoteza unei astfel de implicări a Rusiei în favoarea lui Donald Trump. Totuși, sublinierei, nu este clar dacă hackerul sau grupul de hackeri Guccifer 20 este acela sublinierei cu Guccifer, hackerul român Marcel Lazarelehel, condamnat la închisoare în România sublinierei SUA pentru spargerea conturilor de e-mail ale mai multor personalități române sublinierei americane.